Poate vă întrebați ce caut în lanul de trestie de zahăr. Bună întrebare de altfel. Dar am să vă răspund un pic mai târziu la această întrebare. Nu, nu este un clip în reluare. Au fost doar câteva secunde ca să vă aduceți aminte cam de locul în care eu am filmat primul meu clip aici pe YouTube. În urmă cu 4 ani de zile, în timpul pandemiei, am rămas blocat fix în acest loc. Bine, nu în lanul cu trestie de zahăr. Undeva lângă este o mare, mare casă în care eu am stat, da, blocat fiind în pandemie pe insula Mauritius. Am revenit. După 4 ani de zile, ăsta e locul care m-a făcut pe mine celebru. Oarecum. Da. Cam așa arată trestia de zahăr. Are o înălțime de până la 3 metri și se cultivă peste tot pe aici, pe insula Mauritius. Haideți să vă spun și câteva lucruri despre Mauritius, asta ca să vă faceți o părere despre această insulă. Am mers pe acest drum de peste 100 de ori în 30 de zile, cât timp am fost blocat aici pe insula Mauritius. Venind acum după 4 ani, mă ia așa o nostalgie. Sunt 4 ani în care viața mea mi s-a schimbat, de la o incertitudine, pentru că nu știam ce se poate întâmpla atunci în pandemie, la o relaxare, pentru că 30 de zile am stat relaxat. 30 de zile am stat într-o casă cu 8 camere, deci 8 dormitoare, 8 băi, am avut 3 piscine, am avut 3 bucătării, dintre care una de vară, sală de cinema, am avut un birou de oaspeți. Ce să zic? Au fost 30 de zile de vis. Însă, cu teamă am stat zi de zi pentru că nu știam ce se poate întâmpla cu pandemia. Cu alte cuvinte, vă urez bine ați venit în Mauritius și haideți să vă prezint insula așa cum trebuie. Data trecută, acum 4 ani de zile, am făcut doar un singur clip. Atât s-a putut, dar acel clip a devenit viral, acel clip mi-a deschis, cum s-ar spune, viitorul în acest domeniu. Vizionare plăcută și nu uitați! Dacă vă place, dați un like. Dacă nu v-ați abonat, abonați-vă pentru că vor urma clipuri foarte, foarte frumoase de aici din Mauritius. Vizionare plăcută, iar dacă nostalgia vă ia și pe voi, în caz că ați văzut acum 4 ani primul meu clip, puteți să mai aruncați un ochi și pe el. Vă las link mai jos în descriere. Este asta cea mai frumoasă plajă din Mauritius? Nu, nici măcar în top 10 nu e. Cam așa arată viața într-un resort. Ba mai mult, vânzătoarea, când mi-a întins bagheta, da, era murdară pe mâini. Dar bagheta e bună, poate ăsta e secretul, cine știe. Mizeria. Salutare dragilor, cele 10 zile ale mele de stat în Seychelles s-au terminat. Sunt în aeroportul internațional de pe insula Mahé. Voi lua un avion către Mauritius, unde voi sta și acolo 10 zile. Mi-am luat un bilet de avion la compania Air Seychelles, sunt singurii care zboară către Mauritius. Un zbor de vreo 2 ore și jumătate, am plătit cam mult, 590 de euro, dar era singura variantă. Seychelles nu are un aeroport mare, sunt doar 3 porți de îmbarcare, iar clădirea ca o cabană ceva mai măricică. Prima dată când am aterizat chiar mi s-a părut amuzant. Zic, wow, e cât o gară de pe la noi. Durata zborului 2 ore și 40 de minute. Are deja un pic întârziere, dar mă gândesc că mai recuperează în aer. Am aterizat în Mauritius. Am amintiri interesante de aici, pentru că în urmă cu vreo 4-5 ani, când a început pandemia, eu am rămas blocat pe această insulă numai puțin de 30 de zile. Nu mai exista nici măcar un zbor.
nu exista nici măcar un feribot, un vapor, ceva să pot pleca de pe această insulă. Sincer să fiu, mă cam luase un pic panica. Acum însă am revenit cu drag. A380-800, unul dintre cele mai mari avioane de pasageri din lume. E un mastodont. Patru motoare pe două nivele. Încă n-am apucat să zbor cu așa ceva, dar presupun că e o experiență destul de interesantă. Am înțeles că există scară în interior, poți să urci la etajul superior. Da? Poate voi avea ocazia să zbor cât de curând cu așa ceva. Față de aeroportul din Seychelles, care este așa, ca de jucărie, Mauritius are un aeroport destul de impozant. De Itamai, clădirea. Ca să intri în Mauritius, la fel ca și în Seychelles, va trebui să completezi o autorizație de călătorie. Este un formular în care vei trece câte zile stai, unde stai, zborul de intrare, zborul de ieșire din țară, date de contact și cam atât. Nu durează mult, vreo 6-7 minute. Dacă în Seychelles era un total, pe toate insulele, un 500, maxim 1000 de turiști, e bine, doar în aeroport, în Mauritius, sunt 1000 de oameni. Mauritius, o destinație mult mai populară, mă gândesc, și mai accesibilă. Am stat aproape o oră și 45 de minute la controlul pașapoartelor. Nu mi s-a întâmplat niciodată să stau atât de mult. Am mai stat o oră, dar o oră 4:59. Ai. Multe bagaje se tot învârt pentru că nu are cine să le ia. Toată lumea este la verificarea pașapoartelor. Am ieșit afară și simt un lucru pe care nu l-am mai simțit de vreo 10-11 zile. Îmi este frig. Sunt 27 de grade și bate vântul și este norat. Eu venind de la 38-39, chiar și 40 ziua. Am închiriat o mașină, un Suzuki Celerio. Cutia automată, categoria mini. Pentru această mașină plătesc 350 de euro pentru 12 zile. Un preț foarte, foarte bun. Mașina nou-nouță. Prima închiriere. Compania de închirieri Car Rental Mauritius. Pe zi vine cam 29 de euro, un preț foarte bun, mai ales că e o mașină nouă-nouță și cu cutie automată. De ce spun asta cu cutie automată? Păi se circulă pe partea stângă a drumului, la fel ca în Cipru, Malta, Anglia, Seychelles. Iar când ai volanul pe dreapta și dacă ai și cutie manuală, tot timpul ai tendința să dai cu cotul în geam, pentru că dai să schimbi vitezele. Vă sfătuiesc să luați tot timpul cutie automată atunci când circulați printr-o țară cu circulația pe sens invers. Merg acum către localitatea Grand Baie, tocmai în nord. De ce? Vreau să fac turul începând din nord, vest, sud și est. O să caut o cazare acolo și ne auzim un pic mai târziu. Am ajuns în zona de nord, cea mai îndepărtată de aeroport, și vremea e frumoasă. Perfect. Sunt în localitatea Pereibere. Am trecut de Grand Baie. Sunt două localități apropiate, însă sunt pline cu localnici. Sunt mai puțini turiști pe aici. Vreau să văd prima dată viața localnicilor, cum se desfășoară pe aici, pe Mauritius. Aici, în Pereibere, se află o plajă publică foarte apreciată de către localnici. Și, după cum vedeți, vin cu scaune, vin cu tot felul de coșulețe pline cu mâncare, cu băutură. Fac cum facem noi, picnic, doar că ei fac la plajă. Noi, de obicei, facem pe la munte. Ba mai mult, e o diferență și de temperatură între nord și sudul insulei. Insula, care este destul de mare, are cam vreo 60 de kilometri de la un capăt la altul.
de cocos, ananas frumos curățat. Și compot, cred că este compot, nu murături. Nu prea au ei noțiunea de murături. O grămadă de ananas. Cresc aici pe insula Mauritius fructele acestea pe care le vând localnicii. Cât îmi era de dor de această insulă, v-am zis, am stat o lună de zile pe aici. Cunosc foarte bine locul. Sunt câțiva localnici care cântă undeva în față, muzică locală, presupun. Avem și o aniversare. Un loc interesant să-ți petrezi ziua de naștere sau un eveniment ceva în familie, pe plaja publică. Am intrat cu picioarele în apă și observ o diferență destul de mare la temperatura oceanului. Dacă în Seychelles erau 31 de grade în apă, hai să fie un 28-29 de grade, e un pic mai rece apa. Bine, sunt 2000 de kilometri între Seychelles și Mauritius. Mă gândeam că dacă e tot oceanul indian, peste tot are aceeași temperatură apa, dar nu. Am ajuns în cel mai nordic punct al insulei Mauritius. Efectiv de aici voi începe să explorez insula de jur împrejur. În depărtare este o insulă interesantă ca formă, dar e o insulă stearpă, fără niciun pic de vegetație sau plaje superbe. Atracția în zona asta e să faci o plimbare cu barca închiriată în jurul insulei. Vedeți acei tineri, tocmai vin de la o plimbare. Iar din locul ăsta se vede și apusul foarte frumos. Alte lucruri aici în nord, în afară de plaje, baie în ocean, nu ai ce să faci. Zona asta de nord este zona bogaților. Mulți francezi milionari și-au cumpărat case de case care valorează milioane și au ieșire la ocean direct. De exemplu, tot domeniul ăsta cu o curte interioară, cu palmieri și o casă destul de mare ca un mansion, este o singură proprietate, cum ar veni, a acestei familii care stă pe plajă. O altă casă ceva mai micuță, dar cu un copac splendid. O mică plajă privată. Și tot așa. Sunt sute de astfel de case. Din păcate, casa asta nu are o plajă, dar are un gard care îi oferă așa intimitate. Am văzut o chestie interesantă. Mauritius duce o politică foarte deschisă cu cei care doresc să devină rezidenți ai insulei. Practic, te ajută să locuiești aici permanent. Iar a locui aici, în Mauritius, poate fi o chestie pozitivă. Tot timpul anului cam aceeași temperatură, cald, ai ocean, plajă, poți duce o viață ca în paradis. Bineînțeles, mult mai ieftină ca în Seychelles. Case frumoase, case cu bun gust. Nu găsești vreuna cu un aspect ciudat sau vreun colorit aiurea. Îmi place mult casa asta pentru că are o terasă de lemn, un grătar, are o măsuță, ce să zic. O să stai pe terasă seara să privești apusul direct. Unii își construiesc garduri, iar alții lasă așa, spațiu liber, pun doar câțiva țăruși ca să știi până unde este limita proprietăților. În câteva minute apune soarele, va trebui după aceea să merg la cazare și să găsesc ceva de mâncare, ceva local sau ce-mi place mie. Am revenit pe plaja publică, unde din ce în ce mai mulți localnici au ieșit să se distreze. Sunt cam singurul alb pe aici, dar nu e nicio problemă.
Toată lumea este prietenoasă, sociabilă. Poate fi o chestie interesantă să te uiți așa cum se distrează localnicii. Am intrat pe Booking și am găsit un last minute redus de la 75 de euro la 45 de euro. Din poze arăta impecabil, prea frumos ca să fie adevărat. Dar uite că există. Am ajuns la Margarita. Îmi place mult această intrare. O curte interioară. Sunt câțiva turiști care iau cina. Și cazarea mea e pe aici. Aici este sala de mese pentru mic dejun, prânz, cină, piscină, o curte interioară foarte frumoasă cu palmieri. Până acum totul se prezintă impecabil. La banii ăștia, o ofertă rară. Iar aici este camera mea, am balconul meu și cam așa se prezintă dormitorul. Un pat mare, undeva la 2x2. Un dulap, două noptiere, birou, minibar și ia să vedem baia. De unde se prinde lumina? De aici. Vază toaletă. Lavoar și cabină de duș. Wow! Cameră absolut impecabilă. Și este situată la doar 150 de metri de plajă. Perfect! N-am ce spune. Bună dimineața! O nouă zi. Continuăm explorarea insulei. V-am arătat deja o plajă populară în rândul localnicilor. După cum ați văzut, erau doar localnici. Însă vreau acum să vă arăt și o plajă populară în rândul turiștilor, unde 99% sunt doar turiști, ca să faceți o comparație. Am ajuns pe plaja Truabiș. După cum vedeți, sunt șezlonguri, sunt ambarcațiuni pentru plimbat turiști, nisipul este de o calitate mai bună și este destul de mare. Sunt câteva hoteluri și resorturi de lux în zonă, majoritatea turiștilor sunt cazați în acele unități de cazare. Deja se observă o diferență clară între cele două plaje. Chiar dacă plaja se îngustează destul de mult, în partea din față nici măcar 2 metri de nisip nu mai sunt, credeți-mă, are un farmec. Așa aparte, nisip cât să poți să treci și să încapă un cearceaf sau un șezlong după casă. Este asta cea mai frumoasă plajă din Mauritius? Nu, nici măcar în top 10 nu e. Gândiți-vă că abia am ajuns, abia a trecut o zi și încă nu v-am arătat nici măcar 1% din Mauritius. Cam așa arată viața într-un resort. Mai multe piscine de diverse adâncimi, căsuțe pentru cazare. Cel puțin 2-3 restaurante au resorturile. Practic o să alegi unde să mănânci fără probleme. Sau puteți lua prânzul, cina, de ce nu chiar și micul dejun, fix pe plajă. Toate plajele publice aici în Mauritius sunt dotate cu dușuri, cu toalete publice. Toalete publice foarte curate de altfel. Vă dați seama, suntem în mijlocul Oceanului Indian, da? Pe o insulă. Iar noi
În România, pe litoralul românesc, nu avem nici măcar o toaletă publică gratuită la mare. De dușuri, ce să mai zic. Țară europeană, da? Observ mulți turiști care comandă la astfel de rulote cu mâncare tradițională. Cred că sunt de influență indiană. Biryani, roti, orez cu curry, dar majoritatea comandă o baghetă cu tandoori plus muștar cu miere, salată cu roșii. O să-mi iau și eu o baghetă, vreau să încerc ceva local. Iar ca preț, foarte, foarte bun. 90 de rupii din Mauritius. Asta înseamnă cam 9 lei. 10 rupii din Mauritius înseamnă 9 lei, da. Deci 10 rupii, 1 leu. 90 de rupii, 9 lei. Carne de pui cu condimente indiene, salată, roșii, ceva morcov. Foarte bun. Acum înțeleg de ce mănâncă turiștii de la ghereta asta. O gheretă cam insalubră. Sper să nu mă îmbolnăvesc, pentru că igiena în acea rulotă lasă de dorit. Ba mai mult, vânzătoarea, când mi-a întins bagheta, era murdară pe mâini. Dar bagheta e bună. Poate ăsta e secretul. Cine știe? Mizeria. Cam ăsta a fost videoul de astăzi. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Și nu uitați, cu cât mai multe like-uri acest clip ajunge la mai multă lume. Iar eu pentru asta chiar vă mulțumesc. De aici, din insula Mauritius, până data viitoare, vă spun la revedere, v-am pupat și în clipurile următoare vom descoperi și restul insulei.